Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent, Descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în Zodia Capricorn, astăzi vom face Capricorn pentru săptămâna 27 noiembrie 3 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Capricorn, ce vine către tine în această săptămână 27, 3 decembrie Ce te așteaptă în această săptămână Și haideți să vedem Regina de spade 6 de spade Soarele 3 de spade Cavalerul de cupe 4 de cupe, iar la capătul setului de cărți, 5 de monede. Wow! Dragilor, voi aici ați fost într-o tristețe totală? Cineva v-a trădat, cineva a plecat? Sau voi ați plecat? Acum depinde fiecare unde se regăsește. Iar această plecare, acest abandon, această sărăcire a Sufletului, V-a adus într-un blocaj, într-o. Ați ținut cu dinții aici de această relație, de ace această situație, dar persoana care a fost situația pe care ați trăit-o, v -a adus mult necaz, v adus multă tristețe. Trei de spade este o trădare, o minciună pe care ați aflat-o, pe care o veți afla în această săptămână și care. Vă va aduce aici, în acest impas în care stați și nu vreți să ieșiți, și vă întristați, doar că se va face clic pentru că aici veți conștientiza că ține doar de voi cum reacționați la această situație. Este o durere trecătoare, nu este niciun motiv să rămâneți blocați, ancorați în ceva ce nu vă mai aduce beneficii. Următoarea carte este echilibru. Faceți o magie și totul se echilibrează în această săptămână în viața voastră. Totul se echilibrează. Și plan material, și plan personal, și sentimental, și orice fel de plan. Ieșiți din această tristețe pentru că vă reinventați. Plecați spre ape limpezi, spre soare. Aici este soarele. Această situație a venit ca să vă trezească, să vă zgâlție puțin și să înțelegeți cine sunteți, de fapt, cu adevărat. Citirea începe cu Regina de Spade. Are sabia în sus. Aici zboară doi porumbei albi. Este puritate, este elevare, este frumusețe. Regina de Spade face doar ce vrea ea. A trecut prin multe, această minciună, această trădare, o va tr trata cu indiferență, pentru că regina de spade are foarte multă experiență. În această săptămână sunteți o regină de spade sau sunteți, dacă sunteți domni, veți fi cu adevărul în mână. Regina de spade nu permite nimic mai puțin din ce își dorește. Din ce oferă ea, să ofere și ceilalți. Este un echilibru pe care ea îl face, vorbește puțin, este înțeleaptă și face ca lucrurile să se întâmple a fost și regină de monede, a fost și regină de cupe, a fost și regină de bute, acum este regină de spade și se pregătește să fie împărăteasă. Nimic nu o va opri de la drumul ei, nici măcar acest blocaj, această tristețe, un lucru minor venit să o testeze, dacă stă în credința ei, dacă se iubește, dacă se acceptă așa cum este, iar regina de spade o face, faceți ca magia să se întâmple în această săptămână și ieșiți din această situație, oricare ar fi ea. Este o situație trecătoare, cineva care vă va spune ceva și vă va deranja și care vă va aduce în acest blocaj. Dragilor, voi vă îndreptați aici în această săptămână către ceva frumos. Draghi inimii voastre, nu puteți să vă împiedicați de lucruri mărunte, pentru că spre voi vine un cavaler de cupe, vine o persoană iubitoare, traversează un pod invizibil care ajunge direct la sufletul vostru, vine să vă ofere o cupă cu iubire. Universul vă oferă un test, o piedică. Până să ajungeți la această persoană. Doar că această persoană va ajunge ea la voi și va veni către voi să vă ofere această cupă cu iubire. În această săptămână, primiți o invitație. Dimineața sau la prânz, vine către voi această persoană care vă va invita la un ceai, la o cafea, la o discuție. O persoană cu care împreună veți scrie o nouă poveste de iubire. Este o persoană karmică, bună, benefică pentru voi, care vine în viața voastră să împlinească un vis. Este datorită vouă. Voi ați chemat acest suflet pereche, iar el va chemat pe voi. Regina de spade știe cine este, știe ce are de oferit și va primi de la această persoană în egală măsură soarele, vine soarele pe strada voastră, multe greutăți pe care le depășiți, le lăsați în urmă și plecați către acest soare, către acest infinit, către această persoană iubitoare care vine acum către voi. Poate să fie într-o zodie de apă această persoană, rac, scorpion sau pești sau un leu, săgetător sau un berbec această persoană. Poate fi și un, uh, o balanță, se face un echilibru în această săptămână în viața voastră. Odihnă, fericire, iubire, liniște, lumină, roata norocului. Aici este pajul de spade. Sunteți atenți, nu lăsați aceste lucruri să vă îngreuneze parcursul spre fericirea voastră. Roata norocului schimbă totul la 180 de grade această situație grea de care ați ținut ați ținut să rămâneți în această energie joasă pentru că așa ați fost învățați, pentru că așa ați văzut, pentru că așa trebuie. Nu trebuie, dragilor, decât ce vă doriți. După se vede asul de cupe un nou început în iubire fantastic în această săptămână pentru Capricorn. Nu știu ce ați manifestat aici, ce ați făcut, dar visul se împlinește. O iubire pură, divină, reciprocă și asul de spade vine cu multă, multă pasiune această persoană către voi. Aici este un rege de spade, regele și regina de spade. Două suflete care se cheamă, se atrag și se întâlnesc. Două suflete menite să ajungă în această săptămână. Împreună și să scrie împreună o poveste, să meargă către această lumină, vărsător gemen sau balanță, poate să fie foarte frumos pentru Capricorn. Este aici o poveste care începe acum să se scrie. Asul de cupe, asul de bute. O poveste romantică plină de pasiune aici. Lăsați, dragilor, în urmă aceste lucruri mărunte venite de la persoane răuvoitoare. Aveți prieteni, situații, lucruri care vin acum către voi și vă susțin să mergeți către acest curcubeu, către visul vostru. Aici îngropați securea războiului. Aici este o persoană care ceva vă face, vă săcâie, vă trage înapoi vă ține într-o energie joasă. În această săptămână o lăsați să aparțină trecutului. Am văzut echilibru, se închide odată pentru totdeauna această trădare, această minciună, această tristețe. Îngropați securea războiului și depășiți toate obstacolele, treceți peste ele. Frumos! Iar aici ceața se ridică, mergi încet, îți iei timp, și te întâlnești cu această persoană care vine de departe, care vine către voi direct. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Este timpul să treci la acțiune. Este luna nouă în Berbec. Treci la acțiune, dragul meu Capricorn, și împlinește-ți acest vis vine către tine această persoană minunată, primește-o cu brațele deschise pentru că meriți și pune iubire pe această situație, pe oricare dintre, pe aceasta din trecut care te-a îngreunat în cu iubire și lasă să aparțină trecutului, pe această nouă situație benefică, plină de iubire și înțelegere și compasiune, toate le înconjuri cu iubire. Aici este un vărsător, Poate fi un vărsător, poate fi un berbec, o persoană bună, benefică, pasională. Un nou start. Vine acum în viața ta. Un nou început. Lună nouă. Este o frumusețe, este o magie pentru capricorn, te îndrepti către soare cu această persoană, este un suflet pereche, este o persoană menită să vină în viața voastră, este ceva frumos, o persoană pe care o chemi și ea te cheamă pe tine. Iar în această săptămână vă întâlniți. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână plină de iubire. Vă pup, pa, pa.